Bună ziua, prieteni! Am revenit pe canalul lui Madalina de la Strehaia. Ha, cum e? Ai vrea tu să fiu și eu de la Strehaia? Nu ești la Strehaia, tu ești de la... Strehaia. Eu sunt de la Craiova. De la Coțofeni. Uitați-o și pe mama. Nu trebuie să mă prezint. Ea nu se prezintă deloc, niciodată. Bine au zis prieteni că ea se prezintă numai pe vlogul lui Fius. Da. Nu o să mă prezint pe niciunul. Păi și așa, prieteni, adică prietenii nu vrea să mă vadă. Priade tot. Păi nu vrea să te vadă că auzi, ai devenit așa, te-ai schimbat, te-ai de făcurea, vorbești urât, sip. Bun, m-ai văzut tu pe mine că zbier? Pe toate vlogurile mele așa faci. Eu aici... Nu mai vorbesc. Fac treaba aici. Uitați, șterg mobila. Aranjăm. Am dat la pelile, acum aștept jamul. Mm-hmm. Pregătim platou pentru filmări. Ascultăm și noi muzică, dar nu mai ascultăm. Mama, trebuie să-i punem colinde. Da, serios. Da, ce tot aveți cu mine? Tot eu sunt vinovată. Serios, colinde. Foarte. Păi nu, ascultăm de iubire. Aaa, așa ai zis? Nu. Hai să vă spun, aici prea de tot, prea legist de tot. Să n-ascultăm și noi nicio melodie, să n-ascultăm nimic, că e de iubire. Păi nu, prieteni, hai să vă spun, deci nu ascultăm și noi colinde, frumos, cum Pălerul? S-ascultă. Dar ascultat până acum muzică, cum era, Madalina? Iubire, unde pleci, iubire? Cum era melodia? Am ascultat prima dată aia ta, care nu înțeleg nimic ce zice. În rusă. După aia am ascultat-o pe fata aia frumoasă blondă, pe tărumul... Sanda, cu... Așa. Și după aia am pus cu una cu Luis Gabriel. Unde preci iubire, unde mă lași iubire? Prea de tot, prea legistă, mamă. Eu te știam de când eram mică, prea legistă, dar acum ești prea de tot. Prima de daci, da. Și... După aia m-a pus una acolo, prima care a fost de una, nu știu cum. Ia, de ce ascultați de iubire? Mă, mamă, ce dracu, nici melodii să nu ascultăm. Colingele, de ce nu vrei să am spus colinge? Păi le luăm și noi la rând. Da. Doamne. Doamne. Așa o să pun titlul, prea de tot. Iubeană o ceartă pe lumina din cauza la iubire. Ia lăsați-o pe Iubeană. Nu. Să pui titlul. Lasă, că mă gândesc. Da, să facem curățenie cu comisia lângă noi. Fără comisie, nu se poate, o să avem control în ochi. Mă încertai și cu Dănuț. Uite-o și pe aia. Să nu cază, ai grijă. Eu nu mai spun nimic. Am mai căzut de mult, dar acum am mai căzut. M-am învățat limpe. Ai pune-o! Babu, nu uiți că duc penile alea de tine. Hai cu baba, că fetele ăștia. Ai pune-o! Haideți cu mine, hai cu mine în casă. De când sunt halbele astea? Mamă! Era pe geamul ăsta, numai... Stai să spun aici la prieteni. Opresc sau trebuie să-ți trimit vlogul întreg? Întreg? O, nu, te mai opresc. Mă duc să iau pătrică. Bine, hai să spun. Prieteni, știți de când are tata paharele astea, tata și cu mama? Le-a adus tata de mult cu unchiul lui Benone de la pod. Aveam eu... Cred că 5 ani. 5 ani aveam de când sunt halbele astea, uite-ți. Da. 2006. În 2006 te aveai ce? Cât aveam?
2006. Măi, pe ce e 2006 acolo? Ei, sunt cumpărate mai devreme. Da, poate. Nu, n-are cum. N-are cum. Mă, n-are cum, cum ar trebui să mă prostești pe mine. Cum așa au creat paharele dinainte de 2006? Da, le-au creat din 1900 și au scris 2006 ca să le vândem anul ăla. Bine, nu știu câți ani aveam, dar știam că atunci începea tata să-mi strângă zestre. Da. Că mi-a pus și mie zestrea mea pahare de astea. Zestre pentru fata mea. Chiar așa, prieten, păi pe bune? Nici melodii să nu ascultăm și ne auzi că ascultăm de iubire. Unde pleci, iubire, ia-mă și pe mine. Ce e aici? Păi pe bune. Mă, prieteni, unde sunt aici? În armată? În junglă? În junglă? Tremurau copiii. Uu, ce e aici? Pe bune? Unde suntem? În junglă? Unde suntem? Nici în junglă nu e așa. În junglă? Ia de tot e, mama. Serios vorbesc. Ia de tot. Asta e. Omul când îmbătrânește, devine... mai, cum să zic, lasă-mă cu bătrâneția lor. Cum zice Leonardo. Lasă-mă cu bătrâneția lor. Ieși la bătrâneția, ce-ai cu ea, la? S-a certat și cu Dănuț? S-a plecat și la nervos. Ce e aici? Eu știu ce e, dar nu mai zic. Vedeți pe vlogul meu ce țapă am luat astăzi. Ziceam de seară să fac și eu TikTok să recuperez banii. Nu mai fac, nu mă lăsă mama. Mai știi, nu te lasă? Nu mă lăsă, nu știi, eu țiganii. Țiganii nu ne bagă în buzunare. Bani. Asta zic. Obiceiul pământului! Păcală! Obiceiul pământului! Tu dormi sub pătura ta, voi aveți păturile voastre și eu dorm sub ața mea. Da. Nu vă mai supărați că-mi iau ața și plec. Da, el era în mijloc și eu nu mai aveau pătură, dar el n-avea de acolo. Păi ce-ai măscărițe, dar era de ce, păcală? Doamne, și Gheorghe, tensor și tu, Gheorghe. Mi-ar place, dar mi-e rușine. Mi-ar place, dar mi-e rușine. Așa e, o. Alumine, te mări și tu. Mi-ar place, dar mi-e rușine. Dar ți-e rușine. Lasă că dacă nu-ți convine acolo, îi punem în capră. Nu se punem. Îi punem, îi dăm o capră. Îi luăm din mireasă. Da. Hai că bună asta. Cum puneam cu țapă. S-a pus la mireasă. Aaa, s-a făcut mireasă țap. Pe mine. Nu știu cum. Să vede unde, să vede. Astea nu le spălăm, că astea sunt mai mult de decor, așa, ăștia aurite. Nu vei nimeni din ele, doar le șterg. Cine a fost? Uitați cine a venit. Ei, păi dar ce faceți aici? Curățenii. Da, pe așa, cu totul. Mhm. Ah.
Geamul ăsta nu e șters, nu? Cum să nu? Dar și de ce e așa? Că e spart și de aia? Și nu putem face nimic? Păi știu, bă. Și nici pe din afară nu se poate. Pe din afară e curat, pe dinăuntru e murdar. Păi? N-am cum să-l șterg. Aha, aha, aha. Pe din afară l-am șterg. Mamă, și pe cine iau acum? Ia, ia. Uite. Pe cine iau să-l pună? Mhm. Și am geamuri în pod. Mai buni pe unul. Pe cine? Ce gurești pe tine? Aha. Da. Ai venit și tu pe capul nostru. Aha. Altă comisie, numărul 2. Du-te unde aveți treabă și lăsați-vă să ne facem treburi. Faceți frumos? Aha. Schimbați fața de masă, puneți aia cu Crăciun? Da, cu Crăciun. Mai găsim. Aha, am dat o milioane. Bă, doare pe mine în cejet. Bă, cum? Știi cât am dat pe fața aia? 8 milioane! Păi, tata, ai fost prost. Păi, față de aia nu mai găsești, pe bune. E 8 milioane de la Dalea. Nu mai e modelul ăla trecut. Nu mai e modelul, ajung în mine, nu mai e modelul de ăla, mai găsești ea față de aia. Mai zici că vine Crăciunul. Cine vine să mă ajute și pe mine să ridic masa? Care masă? Unde o pui? Bate cazi pe ea. Cum să urci pe aia? Așa bine cum am mai urcat în toți ani. Unde? A, masa asta. Scaun. Aici e sus. Aha. Mama, Dălina, bă, merge pe scaun. Nu ajung eu, unde să dau și pe iangă, nu. Ia. Pâs, 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 te puși. O pâine pe care nu se nu mâncă. Du-te la mai pac, pac, pac. Mai bine era când te duce la mai copac. Pe ce am făcut? Du-te, du-te, bă, vedeți-ne în pac. Am văzut că vine. Lasă, bine. Băgăm boxele și jucăm oțele. Da. Ce am jucat? Da, spune lui. Ce avem? Uite, mai așa trebuie, mai așa. Nu mai pune muzică. Că se supără mama. Să supără mama. Po ce pune? Nu pune Apoline. Îmi pune iubirea, ai plecat, iubirea. Am ascultat pe aia cu... A fost și o melodie. O pune cu Adelina. Ascultă, mă. Sanda aia cu Daci, cu nu știu și după aia a venit alta la rând. Ia, ho, ascultă-ți de iubire. Po ce? Ho! Po ce? Eu nu sufăr pentru Bubu. Pă da, ce trebuie? Închideți urechile. Iubire, iubire, ai plecat, iubire, m-ai lăsat. Doamne ferește. M-ai luat de scurță, fără papuci. Doamne, păzăște. Bine zic, prieteni. Cam nebunie. Da. Bine zic. Pe unde? Stai pe unde? Pe unde, ia? Ia, nu-i bun. Prieteni, îmi dați dreptate. Că s-a adus banii degeaba acolo. Am zis că e controlul iluminat, uite. Mm. Uite ce a câștigat, i-am spus 2 milioane. Hai bine, lasă-mă în pace. Asta e. Am pierdut eu mai multe la viața mea, acum de 2 milioane plângi. Ce mai trebuie să ștearți pe aici? Ce să fac și eu? Nimica, să dormiți. Ce să faci? Du-te în oraș, în casa zurbă. Numai să stau liniștită. Aduc coastele. Am mai plecat pe domnul, am făcut de-a plecat. Ce asta fă de Davin? A, nu. Nu, de la biserică, de la doamne, doamne. Ce avem aici? Apă sfințită. Păi lasă telefonul acolo, nu mai știu cine. Da. Și asta mă văzuși. Păi ce, prietenii, să nu vadă în dulap? Da, da. Ascunzi ceva? Mă avem și eu ceva pe dulap pe acolo. Galbeni. Un bărbat. În dulap? Da. Uite ăsta. Ăla e de la bormașină. Păi, vezi, nu mai știai? Da. Uite, mă, lumină, uite cum s-au făcut cuțitele mele. De ce nu le păstrați? Dă-i undeva asta, să-l pun în dulap. În dulap? Păi, ia-le că vreau să mănânc de revelion. Avem 6 bucăți, suntem 6 serburi. Toți uite, iar să strâmbă. Iar să strâmbă. Ia. Eu mă duc și nu mai auzi. Hai, da, să mă prim. Și nu mai mă interesează. Bună idee. Uite, câte becuri s-au ascuns? 1, 2? Am eu o să
mică pentru tine, domnul. Vrei, dar vrei să te ajuți? Da. Știi că tu te uiți bine și vezi unde sunt băieții, uite, poți să intru. Unde? Că doar tu îi vezi băieții. Și de unde să iau? De aici? De unde vrei? Uite aici, mă. El e boala cu păianjen. Da. Cu omul păianjen. Doamne, păianjen în casă. Ce are atunci noroc? Nu faceți... Tradiția! A, tradiția cu păianjen. Da, așa trebuie la țigară. Dar zi, Madalina. Dar păianjen în casă, aia nu ai tradiție. Ca ai să miel să ba. Da. Unde vine noroc? Ca ai să janta melanii să ba. Da, unde avem janta la mașină plină de nămor, atunci să nu cam da. Înseamnă noroc dacă e geanta melalii, dacă e geanta murdare la mașină. Dar la noi nu mai e nicio geantă. Nu mai e geantă? Nu mai e. Dar mai ai și tu geantă de umăr. Ia unde a luat-o pe a mea, de aia nu mai e niciun basale spraf. De când mi-a luat geanta. A ta, vă. A mea? Cum, aia albastră? Nu era a mea? Pe plicajită. Bine, de aia mi-ai luat plicajită, nu mai am bani. Da, e plicajită. Bă, Hăbeană, îmi place culoarea asta, pe bune, uite-te și tu. Culoarea asta. Ha! Ai găsit o geantă. Este bine, bestială culoarea. De ce n-am dat în hol culoarea asta? Uite. Ale ales tu. Uite. Tu făceai. Dar știi cu cine am ales? Știu, nu mai știu. Dacă ai plătit designer, da. Cum puteai să dai tu culoarea? Dacă o, le-am încercat la culoarea aia, ziceam că e neagră. Designerul a ales. Asta trebuia în leasing, asta, uite, uite culoare. Și ca să fim țigani. Ce culoare. Mă, Hăbeană, mai facem noi pe bune, fii atent, colțare, geamuri, fii atent. Mă lasă tu! Uite, deci tu ce claritate, ce firma e firmă. Păi da, dar lasă tu treaba aia. Să tu stăteai acolo cu fetele. Dar eu mai am puterea aia care le dăm. E greu, prieteni. E greu în ziua de azi să mai găsești meseriași buni. Să faci o casă și fiecare greu. Zi, prieteni, 30 de oameni la masă, fiecare zi de zi. Numai mâncarea, 30 de oameni. Ca zici cineva că nu dădea mâncare la oameni. Stai un pic, dacă spune. Deci, să ții 30 de oameni două mese la zi, care eu nu aveam nicio treabă, că firma, deci am vorbit cu ei contractul, să nu le dau nicio masă. Neamișu! Și tata a făcut asta, a zis, mă... S-a supărat pe mine. S-a supărat, a zis... Oamenii ăștia lucrează la casa ta, dă-le o masă două pe zi și le-am dat, le dădeam două mese. Vă dați seama că se ducea 20-30 de milioane numai mâncarea pe zi? Să pui 30 de oameni la masă, felul 1, felul 2. Și seara câte 2-3 lăzi de bere. Asta e, i-a dat, s-a făcut casă frumoasă. Am fost ziua de azi, mai pot să fac? Cineva mi-a zis mie, și că uite Max când a avut el vopsea de asta pe pereți, în 2000 cât era? În 2010. În 2010 și țiganii acum au descoperit America. Au, Doamne. Știi? Îmi fac și o toată ca. Și apropo, vopseaua lor, de o dau ei acum, nu e ca asta. Asta e originală. Tu ce faci acolo? Bine, că nu cazi. Uite ce vreau frumos să-ți fac. Mă, păi auzi că a zis lumina originală. Păi eu am dat 10.000 de euro doar pe asta și pe living. Pe două camere. Pe deci aici zic. Și în living. 10.000 de euro am dat asta atunci. Ce e acum pe piață e un fel de fake. Sunt acum, da, cu 5 milioane găleata aia mică. Era atunci, mie mi-a dat o meseriaș de la București, 10.000 de euro mi-a luat. Da, noi și la domnul Mituș. Păi uite, fii atent, da, și la Mituș. Și la Mituș, și nu știu, mai e la Mulțigan. Păi fii atent, uite lumina, vin încoa, uite și... Oh, uite aici, aici, vin încoa, că se vede. Uite cum e dată, nu e de aia, e cu, nu știu cum e, habar n-am, uite. Baterie. Gata. Madalina, îți ajunge 19 minute. O, prea mult! Da, asta e șmecherie pe perete, asta îmi place. Cărămida aia. Aici, asta. Aici, asta e șmecherie. Totul se asortează și pe canapeaua. Da, dar tu știi că tu ai instalație pe acolo. Știu, e sub bărântul. N-ai prelungit-o, numai te plinui. Știu. Hai că te încheie vlogul, că nu... Dar de ce am asortat noi așa aici, galben tot? Am fost șmecherie. Și perdele roșii. Cu perdele roșii, așa tot galbene, cu piatra, cu asta, până și tablou, până și mobila.
Până și scaunele, uite, până și scaunele. De ce? De ce ne-a plăcut, am avut ambiție. A, Doamne, țiganul își laudă cazan. Păi ne laudăm și noi acum, că nu se mai poate face nimic. Laudă-te și tu. Eu? Lumina. Da. Pe bune, acum stai un pic. Ce n-am făcut? Poate să facă Dănuț? Mă, dacă noi ne despărțăm, mă, puteți să mai faceți voi copii. Noi avem ce să părțăm, dar atunci ce împart? Cotiețul. Da, dar trebuie să vede de mine, vede. Ce faceți voi tu cu Dănuț? Mai faceți voi? Cred că nu sunteți în stare să zugrăviți ce am făcut eu. Să dați cu lavabil albă. Îmi fac altă casă. Fără turnulețe. Ia, lumina aș face. Ce îndemnăm, cumpărăm castel cu turnulețe. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu să faceți. Prieteni, cam atât, dacă ăsta e vlogul lui Mădălina. De ce te strâng după mine? Cam atât, ca să-i trimit și ei vlogul. Mă, dar de ce te Mădălina? Doamna! Și n-am memorie multă. Hai, vorbim de-al meu acum. Hai, gata. Trece și al lui. Ia fă-i pași după Dănuț.